Lovitură dură pentru grupul italian Ferrero chiar înainte de sărbătorile pascale. Gigantul a anunțat faptul că este nevoie să retragă mai multe sortimente de ciocolată Kinder de pe piață, de teama unei posibile legături între această ciocolată belgiană și o serie de cazuri de salmonella. Autoritățile europene au lansat o alertă alimentară în Europa după ce câteva zeci de cazuri de salmonela au fost identificate în Europa, iar suspiciunile sunt îndreptate spre o serie de produse Kinder fabricate în Belgia. În Marea Britanie, autoritățile sanitare au anunțat încă de sâmbătă că au decis să retragă de la comercializare anumite loturi de ouă de ciocolată Kinder, din cauza unei posibile legături cu o epidemie de salmoneloză. Un purtător de cuvânt al autorității sanitare britanice a precizat marți că 63 de cazuri de contaminare cu salmonela au fost identificate pe teritoriul Britaniei. În cazul Franței, 21 de persoane infectate cu salmonela au fost identificate, dintre care 15 au precizat că au consumat produsele Kinder afectate de retragere. Potrivit anunțului Ferrero, produsele retrase de la comercializare și produse în fabrica de la Arlon au ajuns pe rafturile magazinelor din Belgia, Franța, Marea Britanie, Irlanda de Nord, Germania și Suedia infecțiile alimentare provocate de salmonela se manifestă prin tulburări gastrointestinale însoțite deseori de febră în primele 48 de ore de la consum.